bine v-am găsit la o nouă emisiune Rețetele lui Don Mariano de la Național 24. Trebuie să fii drăzneț și Don Mariano este îndrăzneț și împreună cu un prieten lui Florin Nemțanu de la Bacău, regele afumătorilor din România, Bradley Smoker, adică în traducere liberă regele afumătorilor, știi? Mi-a dat posibilitatea ca să vă prezint afumarea la voi în gospodărie, dar tradițional într-un sistem nou canadian, în care puteți să puneți la cota voastră de la de acasă. Nu ca să vedeți că este afumătoarea asta, este digitală, cu niște brichete care sunt cu lemn de esență tare și cu diferite arome, pe care o să vi le spună Florin. Îți face funcție de cum vrei, într-o oră, două, trei, patru, la cald sau la rece, afumarea peștelui, a tuturor tipurilor de carne, a vânatului, a carnei de porc, de vită, de oată, a brânzeturilor și așa mai departe. Bineînțeles că suntem Don Mariano, noi ne ocupăm acum de afumarea peștelui. Hai să vedem ce v-am pregătit aici. Aici v-am pregătit un somon norvegian pe care l-am filetat, un sturion de acvacultură, un sturion siberian de acvacultură, un tot alb, care este o minune, un crab românesc, uite de ce carne roșie are, zici că este carne de vită, și un somn. Multitudinea de ingrediente pe care le avem, de fapt, reprezintă fantezia voastră. Acum, asta este fantezia mea. Ce să vă spun, că aici avem toate, sunt produse românești pe care le găsești la magazine, în piețe, în supermarketuri. Adică ce avem nevoie? Avem nevoie de piper, eu prefer să fie și puțin aromat, și piper roșu. Și mai intens, care este piper negru. Avem ceapă, avem rozmarin, avem usturoi, avem pătrunjel, avem mărar, avem cimbru, pentru că ardelenii și moldovenii folosesc foarte mult cimbru în bucătărie, mai ales la produsele afumate. Bineînțeles că avem și lămâie și portocale care să le dăm un freshness. Ce mi-am propus eu? Mi-am propus ca să vă arăt cât de simplu este ca să afum la tine acasă, da? Bineînțeles că aveam nevoie de un sprijin și numai Florin Nemțanu, prietenul meu de viață de la Bacău, cu Bradley Smoker, putea să împacă această bucurie și să-mi ușureze sarcina. Pentru că altfel este greu. Unde să faci tu la bloc afumare? E, uite, de data asta poți să faci la bloc afumare. Unde să faci în restaurantul tău afumare? Unde să faci în magazinul tău alimentar, în carmangerie afumare? Unde să faci în pescăria ta? Uite, cu Don Mariano și cu Florin Nemțanu putem să afumăm unde vrem noi. Hai să mergem mai departe. Deci primul lucru pe care vi-l propun este ca să facem zvântarea. Zvântarea o să fie ceva inedit. O să o facem cu un ventilator. Haideți să-i dăm drumul la ventilator. Vreau să folosesc puterea maximă, da? Prima dată am să-l tamponez ca să ușurez sarcina cu un șervețel. Da? Adaptăm frumos afumarea la nivel casnic. Nu este niciun fel de filozofie și nu este niciun fel de știință. Scade la jumătate timpul de afumare. Da? Da. Deci timpul de afumare prin zvântarea
cărnurilor cade la jumătate. Părinte, spune și mie, te rog, este scumpă, are un termen de garanție? Este, pentru că este un produs care se importă în toată comunitatea europeană, are toate certificările CE și certificat de garanție. Noi asigurăm și serviciul în garanție și post-garanție. Dar din experiența noastră de utilizare, nu avem probleme de niciun fel. Este foarte simplă. Asta este brandul Bradley, simplitatea și savoarea tuturor mâncărilor care le poți prepara în... Putem prepara atât pește, carnea mistă, pește, inclusiv prânzeturi și fructe. Putem folosi incinta doar ca și un uscător de fructe și putem, în 20 minute, dacă le dăm un pic de fum, le conservăm și de o savoare aparte. Foarte interesant. Spune, te rog frumos, după părerea ta, crezi că se pretează această acomodare pe care o ai tu și pentru restaurante și pentru carmangeli? Bineînțeles. Ele se recomandă în mod principal locuților casnice, dar pot fi folosite pentru o măsură de restaurantele mici, tradiționale, care se văză foarte multe cuțuri tradiționale și acolo, pentru că este la standard europene, este, interiorul este cu inox alimentar, în exterior este o cutie ca oricare din cu oțel electrostatică. De ce te întreb? Pentru că marea majoritate se gândesc la fiatul. Una când îți afum acasă câteva kilograme, una când îți afum câteva zeci de kilograme la un restaurant. Da? Așa este, dar timpul fiind foarte scurt, exemplu la carne, se afumă 3 ore, după care mai păstrăm în incintă de 4 ore carnea pentru deshidratare. Deci timpul total pe oșoară este de 7 ore. La pește este de 2 ore. O oră de fum și 2 ore pentru coacere. Asta pentru că carnea de pește este mult mai sănătoasă, da, și este mult mai sănătoasă. Acum, la prânzetul, de exemplu, 20 minute sau chiar 40, depinde de gustul fiecăruia. De data asta trebuie să fim cu mai puțin zahăr, da? Și cum o să procedăm? Păi o să procedăm în felul următor. O să punem puțin usturoi, pentru că este un pește gras și merge. Pur și simplu este mai sare, da? De data asta vreau să-i dau un gust românesc și o să pun puțin cimbru. Bineînțeles, pentru că este deosebit de popular și pătrunjel. Să nu uităm, totuși, că avem nevoie și de piper alb, de piper negru. Acum trecem frumușel în ordinea lor. Primul lucru pe care o să-l punem jos de tot, o să fie sturionul, nu? Care au textură mai groasă. Și ce facem?
Că uite cum s-a muiat deja, s-a deshidratat puțin, da? Hai să ducem acum la fumătoare în studio. Asta îl punem în studio, îl punem în partea de jos a la fumătoare, pentru că are o textură mai densă și trebuie un fum mai puternic. Părine, acum să punem somonul, da? Da. Să punem pe raftul al doilea imediat după studiul. Și acum punem tonul alt, da? Tonul alt, da. De pește afumat cu Bradley, cu Florin Bradley, cu fratele meu de la Bacău. Să vă dea Dumnezeu sănătate și afumați-vă și voi cu pește de la Victorița Pescărița. La mulți ani, fraților! Poftă bună! Poftă bună!